Culoarea și coala de hârtie sunt pentru copil universul în care totul este posibil. Cele mai deosebite emoții, cele mai îndrăznețe gânduri, cele mai inedite fantezii le admirăm cu bucurie și uimire în desenele copiilor. Azi, la informația de 10, aflăm cât de importante sunt cursurile de educație plastică de la profesorul coordonator Ionel Baltă. Trăim într-o lume alertă în care tinerii se confruntă cu multe probleme specifice vârstei. Ați participat la vreun proiect educațional în această privință, în domeniul artei? Da, am plăcerea deosebită să vă fac de cunoscut faptul că am participat la un proiect de parteneriat educațional care se intitula Captivii Libertăților. În condițiile unei societăți aflate într-un ritm alert de schimbare, cu toții putem observa că adolescenții se confruntă și au nevoie de informare cu privire la problemele specifice vârstei lor. Iată de ce mulți tineri tind să-și dezvolte imaginea despre sine pe baza unor abilități sau prin comparație cu ceilalți și cu o imagine idealizată despre ceea ce ar dori să devină ei în viață. Astfel, ei pot să ajungă să se considere lipsiți de valoare, deoarece nu excelează în anumite domenii în viață și, mai mult decât atât, putem să spunem, nu sunt capabili să stabilească anumite relații. Acest lucru poate să aibă și anumite urmări. Eșecurile în anumite domenii ale vieții adolescentului conduc deseori la sentimentul lipsei de valoare. De aici se pot naște conflicte interioare puternice, care pot deseori să ducă la dezechilibre psihice și la un comportament deviant. De aceea ne-am gândit prin artă să contribuim la acest proiect de parteneriat educațional Captivii Libertăților, care vine să răspundă provocărilor societății actuale. Un alt proiect la care am participat este concursul județean de consiliere școlară prin art-terapie Exprimă-te liber, care de asemenea este sub egida Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse de Asistență Educațională Sălaj, cu Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj și Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj. Iată, deci, se poate face consiliere școlară prin art-terapie. Cât de importantă este arta în acest domeniu. Am mai participat de asemenea la un proiect de implicare, democrația ca mod de viață, implicare activă împotriva traficului de persoane și fac aici referință la faptul că adesea auzim la jurnalele de știri de actualități, căci multe tinere sunt racolate. Iată de ce alege să nu devii o victimă a traficului de persoane. Noi am încercat prin reprezentări grafice să contribuim la acest mesaj. Un alt factor care contribuie la stimularea creativității vizuale ar putea fi faptul, caracterul deschis pe care profesorul de artă îl are față de copii și el trebuie să fie predispus la schimbări creative întotdeauna noi. Faptul, întotdeauna eu consider că elevii vor fi creativi în măsura în care și profesorul lor de artă este creativ. Ați putea să ne enumerați în mod concret câteva obiective? Sigur că da. Avem câteva obiective concrete în această privință și aș vrea să fac referință la ele. De exemplu, informarea cu privire la cauzele, simptomele și efectele comportamentelor deviante ale adolescenților din punct de vedere fizic, psihic sau social. Aici aș vrea să mă refer, să fac referință la faptul că mulți tineri consumă astăzi alcool în exces, sunt dependenți de tutun, de droguri, de jocuri de noroc, de internet și de pornografie. Un alt obiectiv care este luat în considerare, putem să-l amintim,
identificarea metodelor prin care se poate preveni sau evita sau chiar ocoli în mod personal ispita aceasta a adicțiilor. Identificarea unor metode de intervenție salvatoare față de semenii noștri, față de părinți, frați, prieteni și așa mai departe, care au căzut în adicții. Apoi, conștientizarea și valorizarea virtuților creștine poate contribui și aceasta la bunul mers al lucrurilor. Iată de ce chiar în Sfintele Scripturi este relatat faptul că regula de aur care a fost enunțată de către Iisus, prin care El spune că este mai ferice în a da decât în a primi. Apoi urmează un alt obiectiv, dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și celor de rezistență față de presiunea grupului. Aici aș vrea să spun un exemplu referitor la un proverb înțelept care spune: spune-mi cu cine te însoțești ca să îți spun de fapt cine ești. Cunoașterea etapelor trecerii de la consumul ocazional la abuz și apoi la dependență. Deci, iată, am enumerat câteva obiective concrete în această privință. În această lume, cu toții suntem asaltați de o avalanșă de informații care de multe ori observăm că își duc la fapte detestabile, nefaste. Observăm că valorile morale se află într-un continuu declin, chiar rata divorțurilor este foarte mare. Iată de ce, pentru tinerii elevi, arta alături de religie poate să constituie un refugiu, un adăpost sau o protecție. Domnule profesor, ce învață și ce beneficii au copiii dacă vin la cercul de pictură? Da, în cadrul cercului de pictură, elevii au posibilitatea să-și dezvolte imaginația creatoare, pot să-și dezvolte fantezia, gustul estetic, în același timp sensibilitatea artistică și fantezia. Au posibilitatea să-și dezvolte capacitatea de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente și tehnici diferite. Aici aș vrea să mă refer la câteva tehnici: pictura pe lemn, pictura pe sticlă, pictura pe pânză, măști decorative, sculptură în scoarță de copac și chiar pictură pe munți. Aici vom face referință la muntele Fuji din cadrul grădinii botanice din Jibou. De asemenea, pot să aprofundeze cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj plastic asociate cu mijloacele de expresie plastică. Pot să-și dezvolte capacități de receptare a mesajului vizual artistic și dialogul cu opera de artă.
În cadrul cercului de pictură, elevii pot să urmărească câteva obiective de referință, în mod concret, cognitive, să cunoască tehnici de lucru, așa cum am amintit, instrumente, materiale. Pe urmă, pot să urmărească obiective de referință psihomotorii, să realizeze exerciții de ambidextrie cu un efect neuropsihic benefic, au posibilitatea de asemenea să realizeze obiective afective, atitudinale, asta înseamnă să îndrăgească și să iubească opera de artă. Care considerați că ar fi secretul succesului dumneavoastră? Pentru a vă răspunde la această întrebare, ar fi bine să fac referință la marele psihopedagog român Ion Șușală, care spunea, în accepțiune modernă, artele vizuale ar putea fi definite ca arsmatetica. Arsmatetica este disciplina de alfabetizare vizuală-manuală-tactilă a întregii populații școlare sub îndrumarea unui profesor empatic și creativ, în condiții predominant practice de atelier și cu performanțe vizuale evidente. Plecând de la această definiție a arsmateticii, eu vreau să fac referință la faptul că secretul succesului meu și nu numai, pentru că și colegii mei au succes, și aș vrea să fac puțină referință aici. Domnul director Victor Pinte al Clubului Copiilor Jibou cu ansamblul Cununa împreună cu doamna profesoară Veroncuța Pintea, apoi colegul meu Lazar Florin, care este coordonatorul cercului de metaloplastie, are rezultate foarte frumoase și chiar m-aș bucura să le luați și lor un interviu.
mă refer acum la cercul meu și vreau să spun că succesul constă în faptul că adesea eu caut să manifest un interes sincer față de fiecare elev, copil în parte, și aici mă refer la dotația vizuală pe care el o are, topologică sau tensională. Mulți elevi nu pot să redea efectul termodinamic în spațiu plastic bidimensional, și adică nu pot să reprezinte spațialitatea, perspectiva, relieful și depărtarea sau să sugereze volumul formelor. Și de aceea eu trebuie să adaptez strategiile didactice în funcție de aceste particularități. Mă străduiesc să realizez un climat afectogen în clasă, de pace, de colaborare, de prietenie, ca și într-un mediu familial. Consider că și tonul vocii, expresia feței poate să contribuie, și felul în care te adresezi fiecărui copil contribuie la factori care stimulează, de fapt, creativitatea vizuală. Apoi, aprecierile corecte mi se par foarte importante. De asemenea, diversificarea continuă a tehnicilor de lucru, abordările experimentale, și evit să fac aprecieri depreciative sau jignitoare la adresa copiilor. De asemenea, graba și abordarea superficială evit să o întrebuințez sau să o folosesc la clasă, și în același timp nici lauda fără de acoperire sau exigența exagerată. Consider că aceste lucruri contribuie la stimularea creativității vizuale și la succesul pe care ni-l dorim fiecare în cariera didactică. Aș putea să mai enumer și repetarea plictisitoare a unor elemente sau motive sau subiecte, și abordări nefirești, neconcordante cu vârsta copilului. Și acestea ar putea constitui factori care frânează creativitatea vizuală. De aceea aș vrea să mă refer la faptul că educația în cadrul cercului de pictură are ca scop inițierea copiilor și elevilor în cunoașterea și utilizarea principalelor mijloace de expresie plastică, obținerea de expresivități plastice, acromatice și cromatice, prin combinarea unor elemente plastice, urmărindu-se redarea unor idei și sentimente, descompunerea, secționarea și recompunerea lor în noi forme plastice, a structurilor din natură, obținându-se noi expresivități, dialogul cu opera de artă, descifrarea cu ajutorul acestor elemente a mesajului artistic al operei de artă, cunoașterea, înțelegerea operei de artă, aplicarea ei în toate aspectele vieții, a cunoștințelor de limbaj plastic dobândite în mod creativ în cadrul activităților de cerc. Thank you.